Centrul nostru de diagnosticare medicală a decis să opereze un nou scanner CT. Contractul va include 3 ani de întreținere și servicii de asistență după instalare. Cu toate acestea, proprietarul centrului a pus ca și condiție de licitație transferul unei părți din costul inițial de achiziție către costurile de asistență din următorii 3 ani consecutivi, pentru a-și gestiona fluxul global de numerar la momentul achiziției. Cum poate proprietarul să compare diferitele prețuri de achiziție și costurile anuale de asistență, ajungând la cel mai bun cost total de proprietate pe 3 ani printr-o licitație electronică? În cazul unor produse sau proiecte scumpe de aprovizionare, cum ar fi instalarea și exploatarea echipamentelor, contractul include, de obicei, pe lângă prețul de achiziție, costurile anuale pentru întreținere, exploatare și asistență, care pot varia de la un concurent la altul. În aceste cazuri, comparăm ofertele determinând cel mai mic cost total de proprietate prin utilizarea tipului de licitație electronică cu valoare actualizată netă. Înainte de începerea licitației, cumpărătorul stabilește numărul minim și maxim de rate de plată și suma maximă a ratei. Pe de altă parte, ofertanții definesc în fiecare dintre ofertele lor costul inițial de vânzare și costurile anuale distincte, care vor fi facturate pentru întregul ciclu de viață al echipamentului. Sistemul de licitație electronică calculează automat valoarea actualizată netă a fiecărei oferte în funcție de combinația de plăți în timp și clasifică ofertele în consecință. Oferta cu cea mai mică valoare actualizată este cea mai bună.